Astăzi a fost semnat contractul de finanțare pe fonduri nerambursabile pentru modernizarea iluminatului public în comuna Căzănești, suportată de administrația Fondului pentru Mediu. Comuna Căzănești beneficiază de fonduri nerambursabile pentru modernizarea și eficientizarea iluminatului public. Dosarul a fost aprobat, iar astăzi a fost semnat contractul de finanțare în valoare de 384.913 lei, dintre care 335.138, suma nerambursabilă suportată de administrația Fondului pentru Mediu. Începând de astăzi, comuna noastră va beneficia de fonduri nerambursabile de aproximativ 3,5 miliarde de lei vechi pentru modernizarea iluminatului public în comuna Căzănești. Astfel, vom instala 187 de lămpi cu LED și un sistem modern de dimare și telegestiune, adică pentru comandă la distanță, acest proiect urmând să fie finalizat în maxim 12 luni. De fapt, așa am spus și în timpul campaniei electorale, fondurile nerambursabile rămân o prioritate pentru mine ca și primar. În comună vor fi instalate 186 de corpuri LED, precum și un sistem modern de telegestiune control la distanță. Proiectul de investiții privind eficientizarea și modernizarea iluminatului public în comuna Căzănești, județul Mehedinți. În cadrul programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, urmează să fie implementat în maxim 12 luni.